Bun găsit! Astăzi vom vorbi despre aplicația Google Forms în procesul didactic. Sunt Mândița Baias, profesor în Baia Mare. Pentru început, intrăm în contul Gmail. Accesăm aplicațiile din colțul din dreapta sus. Vom identifica aplicația Google Drive. Din Drive, din butonul plus, accesăm Google Forms. Observați că mai avem și alte posibilități de creare a unor documente. De data aceasta ne interesează Google Forms. Creăm un test nou pe care îl vom numi test de învățare. Îl vom salva în fișierul teste din Drive. Putem schimba tema testului, alegem să apară sub o anumită culoare. Putem să alegem o imagine semnificativă sau o fotografie pe care o dorim să apară în prim plan din computerul nostru. Eu am ales o fotografie care îmi place și care nu va distrage atenția. În partea de sus găsim butonul Suplimente, care ne oferă posibilitatea unor setări mai complexe. Așa arată testul nostru. I-am schimbat imaginea, după cum se vede. Vedem asta din butonul Previzualizare, din partea de sus. Uitați-l, așa este testul. Din butonul Setări putem alege din opțiunile oferite de aplicație să aplicăm testul doar elevilor școlii Dimitrie Cantemir, deci unui grup. Putem alege să dea un singur răspuns, putem alege să editeze sau să nu editeze după trimiterea testului, se pot consulta diagrame sau răspunsuri în alte surse. Această opțiune este numai pentru Chromebook-uri presetate cu această opțiune. Tot în setări alegem să facem materialul nostru un test. Această opțiune ne oferă posibilitatea notării automate, deci acordării punctajului. Elevul poate vedea sau nu poate vedea răspunsurile corecte sau greșite. Tot din setări putem alege modul de prezentare al testului, putem alege să se amestece ordinea întrebărilor, putem alege să primim un mesaj de confirmare după ce am trimis răspunsul. Să începem testul. Opțiunea pentru nume este un răspuns scurt obligatoriu. Așadar, prima întrebare din testul nostru este aceasta. Să vă scrieți numele și prenumele. Ce ar putea să constituie răspuns? Un răspuns scurt, deci un text scurt. O următoare întrebare este să alegem clasa din care facem parte, pentru că noi vom da acest test, poate, mai multor clase. Și atunci, opțiunea de răspuns este o alegere multiplă. De fapt, avem posibilitatea, din mai multe opțiuni, să alegem una singură. Observați aici răspunsurile. Ca și cheie de răspuns, la această întrebare oferim 0 puncte, pentru că nu e testul propriu-zis. Pentru a adăuga o nouă întrebare, dăm click pe plusul din partea dreaptă, alegem o întrebare dintr-un alt test. Avem această posibilitate, să alegem o întrebare dintr-un alt test și o să vedem acest lucru cum se întâmplă. Am ales întrebarea, alegem o întrebare cu un răspuns scurt. Cheia de răspuns este un singur cuvânt. L-am scris în toate modurile posibile. Voi vedea aici care enumerați răspunsurile corecte și scriu răspunsul cum consider eu că l-ar putea scrie elevii, astfel încât unul dintre răspunsuri să fie corecte. Celelalte răspunsuri, orice alt răspuns dat, să fie incorrect. O altă întrebare este cu
Genul de răspuns, grilă cu alegeri multiple. Cheia de răspuns este una singură și observăm cum se prezintă răspunsurile. Avem două aparate de măsură, ele pot fi conectate în serie sau în paralel, dar pentru întrebarea noastră cum se conectează ampermetrul, un singur răspuns putem alege. Deci ampermetrul numai în serie. Dacă am fi avut voltmetrul, numai în paralel. Pentru a adăuga o nouă întrebare, clic pe plusul din bara din dreapta, alegem o întrebare al cărei răspuns face parte dintr-o listă de răspunsuri, dintr-un număr mai mare de răspunsuri. Întrebarea conține o fotografie pe care o am inserat-o dintr-o sursă de imagini și am ales ca sursă de imagini pe internet. Este o imagine gratuită care nu încalcă drepturile de autor. Avem acum o întrebare al cărei răspuns necesită rezolvare separată. Special am vrut să introduc acest lucru. Răspunsul se va scrie pe foaie și se va fotografia. Se încarcă fotografia ca răspuns la întrebarea noastră. Am ales ce tip de document se poate încărca. Am ales imagine, este cel mai simplu de realizat cu telefonul și se încarcă aici. Dimensiunea documentului o pot alege să nu fie mai mare de 10 megabyte. Avem acum o întrebare cu răspuns la alegere de tip grilă, casete de selectare. Avem mai multe opțiuni pe un rând, respectiv pe coloană. Și alegem, ca răspunsul la întrebarea noastră, alegem opțiunile corecte. Pentru fiecare dintre opțiuni oferim și punctajul potrivit. O altă întrebare. Aceasta este cu mai multe opțiuni de răspuns care fac parte dintr-o casetă de grilă, casetă de selectare. Avem opțiuni multiple de răspuns. Observați aici. De exemplu, pentru intensitate am un singur răspuns, unitate de măsură, miliamper. Dar undeva ar trebui să am și amper. Imediat o să vedem. Tensiunea are ca unitate de măsură volt, rezistența electrică, ohm, o să găsesc aici, puterea electrică, deci mărimi fizice legate de puterea electrică. Și am scris aici, wattul, kilowattul are legătură cu puterea electrică. Volt, amper, este o unitate de măsură folosită în tehnică. Energia electrică are de asemenea mai multe unități de măsură enumerate aici pe care pot să le regăsesc și le bifez ca răspunsuri corecte. La final, adăugăm o întrebare al cărei răspuns este o scară liniară. Am vrut să avem și această opțiune. Întrebarea este ce nivel de dificultate a avut acest test. Bineînțeles că la această întrebare o să ofer un punct, asta pentru a avea posibilitatea de a primi răspunsul, de a primi punctul din oficiu. Putem vedea răspunsurile imediat ce elevii trimit rezolvările. Elevii au opțiunea să vadă punctajul imediat sau după corectarea manuală, cum este cazul nostru, deoarece avem o întrebare care necesită rezolvare separată și deci o corectare manuală. Așa arată testul văzut de elevi. Întrebările testului, așa cum le regăsesc elevii pe calculatorul lor. După verificare, deci după rezolvare a testului, putem să mai facem retușuri, setări. Asta înainte de a le da elevilor. Amestecarea întrebărilor poate face ca feedback-ul privind dificultatea testului să ajungă să fie prima întrebare. Deci trebuie să ne gândim de două ori dacă vrem să amestecăm ordinea întrebărilor. Profesorul poate face diferite statistici după primirea răspunsurilor și le vom vedea în momentele următoare. Ia uitați-vă,
la testul acesta, elevul care a trimis răspunsul a primit 14 puncte din 20. Observăm răspunsul la prima întrebare, la o altă întrebare, cum a apărut răspunsul lui. De asemenea, observați aici o statistică din ce clasă a fost elevul care a răspuns. Acum, fiind un singur răspuns, se mi apare că 100% elevii care au răspuns sunt din clasa 6A. Vă doresc mult succes! Sunt profesor Mândiță Baias la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir din Baia.